În ajun de bobotează, credincioșii români ridică cruci de gheață. În județele Suceava și Neamț, tradiția este veche de peste un secol și trebuie respectată indiferent de vreme. Cum a fost prea cald pentru această perioadă, oamenii au străbătut zeci de kilometri ca să aducă gheață de la munte. Locuitorii unui sat din județul Suceava au umblat 150 de kilometri cu două mașini de teren. Undeva la poalele munților au găsit un pârâu înghețat din care se putea decupa câteva cuburi imense. Decupate cu drujba, ancorate cu câteva curele, cuburile de sute de kilograme s-au lăsat cu greu transportate în remorcile mașinilor. Hai că tragă o dată! Au mai trecut câteva ore până când crucile au fost create în curtea unei biserici cu migală și inspirație artistică. Investigat două, trei județe, inclusiv Suceava, deci am fost la Bicaz, am fost deci în Neamț. Aceeași tradiție prevestește bobotează în fiecare an și în județul Neamț. Anul acesta, credincioșii au încercat să creeze un adevărat monument din mai multe blocuri de gheață. Nu lăsați, așa. Au început cu un soclu care să susțină două cruci de dimensiuni diferite. Finalul le-a dat satisfacție tuturor. Simbolul arăta cu totul deosebit după ce a primit ultimele finisaje și binecuvântarea preotului. Ne dăm și noi silența să iasă cât mai bine și cât mai frumoasă. La bobotează, toată firea apelor se sfințește și chiar apele înghețate sunt sfințite. Obiceiul este menit să ocrotească locuințele de incendii și să le aducă oamenilor sănătate și belșug.